CS Mioveni s-a întors săptămâna aceasta din cantonamentul montan de la Sinaia. Galben-verzii se pregătesc intens în localitate și își continuă seria meciurilor amicale. Arceșenii au disputat chiar în această seară un meci cu Athletic Bradu. Dar asta nu e tot. Antrenorul principal, Flavius Stoican, are deja programul stabilit, iar pe băieții așteaptă o perioadă extrem de încărcată. Da, despre jocurile amicale ce pot să vă zic? O să întâlnim pe data de 12 un meci, o să avem un meci cu Juventus București, pe 13 cu CSM Pitești, pe 15 cu Fece Argeș, pe 20 o să jucăm cu Fece Vâlcea, pe 23 cu Ștefăneștiu, pe 26 o să jucăm cu Otopeniu și pe 2 înainte de a începe campionatul cu Dinamo București 2. Sper ca și în această săptămână să mai perfectăm un meci și mă refer la sfârșitul săptămânii, undeva sâmbătă, cu cei de la Chindia Târgoviște, să vedem dacă o să reușim acest lucru. CS Mioveni va disputa și mâine un nou joc de verificare. Galbenverzii vor întâlni pe terenul de la grupul școlar din localitate, pe Chindia Târgoviște.